6 persoane au murit într-o reglare de conturi în Grecia, în apropiere de capitala Atena. Potrivit poliției locale, victimele erau bărbați și nu erau greci. 4 dintre bărbații descoperiți fără viață erau într-o mașină cu numere de înmatriculare germane, iar ceilalți 2 se aflau lângă autoturism. Poliția suspectează faptul că a fost vorba despre o reglare între clanurile din lume interlopă. Deocamdată, cele 6 persoane nu au fost identificate.